Sosirea la Sighet va avea loc pe 28 august, iar o zi mai târziu se va celebra Sfânta Liturghie pe celularul memorialului, ocazie cu care tinerii se vor întâlni cu foști deținuți politici maramoreșeni, tinerii greco-catoliști care vor parcurge pe jos 165 de kilometri, poposind la biserici și în locuri cu rezonanță istorică, provin în special din diecezele de Oradea și Maramureș. Organizatorii pelerinajului sunt călugării din congregația Don Orione.